Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Sălaj, în această perioadă în județ sunt 261 de locuri de muncă libere. Cele mai multe posturi sunt în servicii, 184 de locuri de muncă disponibile. 42 sunt în industria confecțiilor, 14 în construcții, 9 în industria alimentară, 8 în industria lemnului și 4 în comerț. Și în această perioadă, cele mai mari șanse de angajare le au persoanele cu studii medii, calificare sau experiență. Un singur loc de muncă vacant se adresează șomerilor cu studii superioare. E vorba despre un post de inginer mecanic.